Zeci de copii veniți de peste tot au prezentat Europa așa cum o văd ei. Cei mai buni au fost premiați. Am prezentat cele mai frumoase locuri europene, de exemplu ca Italia, Franța. Moldova a reprezentat un culoare alb și negru, nu atât de colorată ca cum este Europa, dar totuși puțin câte puțin ea între Uniunea Europeană. Am făcut o inimă că toți trebuie să-și iubească țara cum noi ne iubim, de exemplu, părinții. Am reprezentat o fată unde sunt toate steagurile și acolo este Moldova. Am asemănat Europa cu o fată care îndeplinește orice vis. Această femeie prezice viitorul Europei și cel al Moldovei. Organizatorii concursului de desen spun că Europa copiilor este diversă, iar un loc aparte în marea familie europeană îl ocupă Moldova. Lucrările sunt absolut minunate și asta demonstrează încă o dată faptul că imaginația nu are limite. A fost bine reprezentată valoarea diversității europene. Copiii au reflectat-o pe desenele lor așa cum ei văd problema aceasta, auzite de la televizor, de la cei mai maturi. Din cele 370 de desene au fost selectate 75 cele mai reușite. Expoziția concurs Europa Mea va dura până pe 31 mai.